Biserica Ortodoxă se implică în lupta împotriva drogurilor. Între Agenția Națională Antidrog și Arhiepiscopia Sibiului a fost semnat un protocol în cadrul căruia se vor derula două proiecte privind prevenirea consumului de droguri și alcool. Astfel, toți preoții ortodoxi au obligația de a-și consilia și sfătuie înoriașii să renunțe la consumul de substanțe nocive, iar profesorii de religie le vor vorbi elevilor despre efectele dezastroase ale consumului de droguri. Drogurile distrug oameni, drogurile îi îndepărtează pe creștini de biserică, iar pe copii îi îndeamnă la gesturi disperate. Acesta este mesajul pe care încearcă să-l transmită Agenția Națională Antidrog, acum și prin glasul Bisericii Ortodoxe. Protocolul semnat între cele două instituții va fi transpus în practică cu ajutorul preoților și al profesorilor de religie, care le vor vorbi credincioșilor și elevilor despre cât de nocive și dăunătoare sunt drogurile de orice fel, dar și alcoolul. În comunitate, proiectul Porți de Mira pentru oameni mai aproape de Dumnezeu și aici sunt implicați cât mai mulți preoți sau chiar toți preoții din județul Sibiu, toți protopopii, care derulează anumite activități în comunitate pentru conștientizarea credincioșilor de a pune la pune de post primejdea care paște pe cei care consumă droguri. Ne referim aici de droguri de mare risc. Și cei care consumă alcool, cei care consumă tutun și alte substanțe psihotrope. Iar celălalt proiect, prin credință fără droguri, îl derulăm în școli, prin județul Sibiu, prin profesorii de religie, care au datoria de a conștientiza pe elevii pe care deși îi pregătesc în școlile din județul Sibiu, de a-i pune la adăpost față de aceste substanțe nocive care sunt o primejdie pentru lumea aceasta modernă. Profesorii de religie și-au asumat angajamentul de a încerca să aducă tinerele generații pe drumul cel bun, vorbindu-le tinerilor despre efectele devastatoare ale consumului de stupefiante sau etnobotanice și chiar prin consiliere. Proiectul de azi își propune să dezvolte o colaborare între Mitropolia de Sibiu și respectiv Agenția Națională Antidrog. Beneficiarii sunt, bineînțeles, profesorii de religie și se urmărește conștientizarea, sensibilizarea vis-a-vis de problematica aceasta drogurilor. În ultima vreme, din păcate, e o mare problemă, atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere social. Tinerii, din păcate, au început să fie foarte atrași de consumul acesta, respectiv de transmiterea drogurilor. În ultima instanță, consumul acesta de droguri nu este altceva decât o formă de sinucidere. În mod normal, ar trebui implicați cât mai mulți factori în prevenirea, respectiv combaterea traficului, respectiv consumului de droguri. De ce? Pentru că este o problemă care vizează, în primul rând, un aspect religios, din al doilea punct de vedere, un aspect social, în al treilea punct de vedere, un serios suport financiar. Proiectul de astăzi, bineînțeles, are, să-i spunem așa, un sens și vizează o mare responsabilizare și responsabilitate atât pentru factorii implicați din direcția religioasă cât și din cea socială. Cam acestea ar fi principalele probleme care s-au în vedere astăzi cu cauza discutării respectiv a încercării aplicării proiectului de astăzi. Astfel, biserica și-a asumat un rol preventiv în lupta împotriva consumului de droguri de orice fel. Nu facem altceva decât prevenire la consumul de droguri și conștientizarea opiniei publice și a copiilor că acest consum este un mare păcat. Și din acest păcat deriva altă păcată care în momentul când un copil nu are bani să-și cumpere asemenea substanțe sau plante etnobotanice, comete alte păcate, fură, se strage de la alții lucruri ca să-și procure bani prin care el să poată să-și achiziționeze din nou aceste substanțe nocive. Iată că biserica are o mare responsabilitate și
și are totodată mare credibilitate în popor. De aceea este pe undeva obligată să facă acest apostolat social și să pune la un loc de adăpost atât pe credincioși și tineri, mă refer la elevi, cât și pe cei vârstnici în comunitate față de locul acesta care, prin consumul lor de alcool, tun și alte substanțe psihotrope, cu siguranță că nu sunt buni credincioși ai bisericii noastre ortodoxe și nu ne putem baza pe ei nici ca biserică, nici ca și cetățeni. Poate că acest program cu siguranță își va atinge scopul și va își atinge și ținta la care se adresează și în urma evaluării vom constata că tot ceea ce am făcut noi alături de agenția antidrog Sibiu va fi un lucru benefic pentru comunitate și pentru elevi.